Deschidem cuvântul Domnului la epistola lui Iuda și voi citi versetele 5 la 7. Iuda, versetele 5 la 7. Să ascultăm acest pasaj. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile de prin prejurul lor, care se dedusere ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Amen. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem în cea de-a doua lecțiune din această epistolă glorioasă, epistola lui Iuda, are un singur capitol, am citit versetele 5 la 7, versete foarte profunde asupra cărora vom insista în patru seri diferite. În seara aceasta voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj, pentru că așa vorbim pe mesaje pe care l-am intitulat Istorii neînvățate. Istorii neînvățate. Și după cum vom vedea, sunt trei istorii în pasajul acesta, din care se vede că oamenii, foarte mulți, nu au învățat. Dar să ne ducem aminte de prima lecțiune. În prima lecțiune am vorbit introductiv, o prezentare generală a epistolei și vă reamintesc. Epistola lui Iuda, spre deosebire de orice altă scriere din Scriptură, are o construcție aparte. Este construită pe așa numitele triade, grupări de câte trei. Trei adevăruri, Trei contraste, trei revelații, trei gânduri, trei amenințări, trei păcate, trei aspectele divinității. Sunt 14 triade în această epistolă. Apoi, a doua caracteristică este asemănarea epistolei lui Iuda cu a doua epistolă a Apostolului Petru, în special capitolul 2 și 3. Asemănarea aceasta, nimeni să nu o confunde cu faptul că Iuda ar fi copiat pe Petru, din potrivă, știți ce însemnează aceasta? Trebuie să știm ce însemnează. Însemnează că Dumnezeu își respectă principiul potrivit căruia un lucru îl face pe baza a doi sau trei martori. Deci dacă Petru și Iuda vorbesc similar în revelația lor, însemnează că sunt inspirați de același Duh. Pe de altă parte, epistola lui Iuda este caracterizată prin prezentare de tablouri din istorie pe care el construiește gândurile cu ajutorul Duhului Sfânt și pe lângă tablouri istorice el prezintă situație contemporană lui, dar care se reflectă în zilele noastre, în viața noastră. Haideți acum să ne întoarcem la lecția principală, istorii neînvățate, și să ne uităm la trei istorii care sunt revelate în aceste trei versete. Astăzi este prezentare generală a acestor trei istorii și o să vedem niște lucruri foarte adânci. Pentru ca, în lecțiunea viitoare, cu ajutorul Domnului, să vin în fața dumneavoastră din versetul 6, voi, începe, voi continua cu versetul 6, cu un mesaj pe care îl voi intitula. Satan și îngerii care au căzut. Vrem să vedem cum spune scriptura că a căzut Lucifer, care a fost primul păcat, și cum uh, a făcut Dumnezeu ca Lucifer să cadă în propria ei cursă. Pentru că el a căzut într-o cursă a lui și vom vedea ceva deosebit din cuvântul Domnului. Dar, în primul rând, în seara aceasta, Israel în pustie. Versetul 5. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. Primul tablou pe care îl prezintă, prima istorie, este istoria lui Israel în pustie. În detalii asupra acestei istorie ne vom ocupa într-o lecțiune ulterioară, poate peste trei săptămâni. Dar să vedem ce vrea să spună în Mare Iuda. Când prezintă această istorie, el menționează și ne spune că două clase de oameni au ieșit din Egipt și au călătorit prin pustiu. Deci, două clase de oameni au ieșit din Egipt și au călătorit prin pustiu. Prima clasă de oameni sunt evreii, care erau oameni mântuiți, Versetul 5a. Vreau să vă aduc aminte măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri: că Domnul după ce a izbăvit pe poporul Său din țara Egiptului. Dar aș vrea să notați un lucru la care poate medităm puțin când ne gândim la poporul evreu, care este mântuit prin lege. Mântuirea poporului evreu nu s-a făcut prin lege. Ci când a fost izbăvit din Egipt, mântuirea poporului evreu s-a făcut prin har. Prin har. Pentru că a fost scos din Egipt prin harul Domnului, nu prin lege. Ca și biserica. Apoi a fost mântuit fără o lege. N-a avut o lege când a fost scos din Egipt. Legea i-a fost Domnul, nu cele zece porunci. A fost mântuit ca biserica prin botez în mare, 1 Corinteni 10, 1 la 2, Sfântul Apostol Pavel ne spune că toți evreii au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, simbolic, botezul pentru Hristos. Deci evreii au fost mântuiți, popor mântuit, dar nu prin lege. Și Iuda vrea să se știe lucrul acesta. O istorie specială, pentru că această istorie vorbește bisericii, că și noi suntem mântuiți prin har, Apoi i au fost mântuiți prin sângele mielului, mielul pascal. Exod 12 la 13, în special Exod 12, versetele 21 la 25. Ce le-a spus Domnul? Să jerfească un miel de paște și acolo unde uh, nimicitorul, îngerul nimicitor va vedea sânge, acolo nu va face nimic, casa aceea va fi izbăvită. Cum este uh, izbăvită biserica? Prin sânge, prin sângele mielului. Deci iată că prima clasă de oameni care au fost izbăviți din Egipt sunt evrei, dar spre deosebire de ceea ce se cunoaște în mod popular și general și se cunoaște bine de la Moise încoace, dar până la Moise ei au fost izbăviți, până la darea legii, au fost izbăviți prin har, prin sânge, prin botez. A doua clasă de oameni care au ieșit din Egipt, spune Iuda, sunt străinii, străinii, în urma nimicit pe cei ce n-au crezut. Cine au fost aceștia care n-au crezut? Au fost străinii care s-au asociat cu Israel la ieșirea din Egipt. Uitați-vă în Exod, capitolul 12, versetele 37 la 38, în numeri 11 cu 4 și veți vedea că... Uh, cei ce au inițiat murmurele cei ce au inițiat problemele în Israel, nu au fost israeliții ci au fost străini auziți ce spune numărul 11 cu 4 adunăturii de oameni erau adunături de oameni, străini aceștia, care se aflau în mijlocul lui Israel i-a venit poftă ba chiar și la copiii lui Israel a venit, deci prima dată mulțumire, nemulțumirea, la cine a venit? La cei ce erau străini de legământul lui Dumnezeu. Și sunt la fel și astăzi. Oameni care vin în biserică, au făcut probabil și boteze în apă, dar sunt străini de legea lui Dumnezeu, pentru că în loc să dorească sfințenie mai mult, apropierea de Dumnezeu mai mult, doresc alte lucruri. Doresc murmure, doresc probleme. Um, Străinii aceștia despre care vorbește Iuda au imitat mântuirea. S-au bucurat de minunile lui Dumnezeu. Au trecut prin Marea Roșie. Imaginați-vă să ai parte de astfel de experiențe. Au trecut prin Marea Roșie. Au mâncat mană în pustie. Au văzut cum călătorește stânca după ei. Și era Iisus Hristos în stânca, aceea pe care o vedeau ei. Nu era o stâncă obișnuită. La început li s-a arătat o stâncă în Horeb și pe urmă stânca aceea s-a desprins și blad după ei, spune Sfântul Apostol Pavel 1 Corinteni 10 cu 2 la 4. Și beau apă mereu din stânca aceasta. Pentru că era o stâncă duhovnicească, spirituală. Iisus Hristos s-a arătat evreilor de atunci în, în trei forme. S-a arătat sub formă de nor, s-a arătat sub formă de stâl de foș, s-a arătat sub formă de stâncă. Oamenii aceștia au beneficiat de toate binecuvântările. Dar au rămas mai departe străini de legumântul lui Dumnezeu. De aceea, lecția pe care vrea să ne-o dea uh, Dul Sfânt prin Iuda este aceasta. Fiți atenți ce spune Iuda. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri. Ce știm? Când pune aceste două popoare la oaltă, adică aceste două clase de oameni la oaltă, evrei mântuiți și străinii care beneficiază de harurile mântuirii, dar nu sunt mântuiți, așa, Iuda vrea să ne spună, să învățăm odată pentru totdeauna lecția aceasta. Cu cine ne asociem? Asta este lecția. Și istoria ar trebui să ne învețe. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. unul Corinteni 15 cu 33. Deci dacă te asociezi cu prieteni răi, nu o să propășești în pocăință. Ia cu patru cu patru, pretenia cu lumea, vrăjmășie cu Dumnezeu. Nu poți fi și în biserică și în discotecă, și în biserică și în bar. Nu poți. În soțirile nepotrivite, 2 Corinteni 6, 14-17, sunt de asemenea o neascultare de Dumnezeu și neascultare înseamnă vrăjitorie, fraților tinerii care o să ne asculte și o să asculte mesajul acesta. Dar indiferent cine, dacă vor să se căsătorească și și-au găsit, spun ei, o fată foarte frumoasă, nu-i nu credincioasă, dar o să se pocăiască, asta înseamnă vrăjitorie. Neascultare înseamnă vrăjitorie. Dacă ești o fată credincioasă și le ai găsit pe făt frumos, dar au o mică hibare, nu-i pocăit încă. Asta înseamnă vrăjitorie. E bolă mare nu e hibă mică. Însoțirile nepotrivite, spune Sfânta Scriptură, nu este nicio legătură între Hristos și Belial sau diavolul, între lumină și întuneric. De aceea spune, ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei. Ce trebuie să căutăm noi atunci? Adică, următoarea lecție pe care ne-o spune această istorie a lui Israel în pustie. Dacă trebuie să știm cu cine ne asociem, trebuie să știm și ce căutăm. Măcar trei lucruri să căutăm. Primul, să căutăm părtășie cu sfinții din țară, din biserică. Psalmul 16 cu versetul 3. Sfinții din țară sunt toată plăcerea mea. Dacă nu te poți împreteni cu frați din biserică și te împretenești cu oamenii în lume, cu toți bețivi și cu toți tricații și cu toți pornografii, nu te rog să mă ierți, dar dă-mi voie să mă întreb de pocăința ta și de cunoașterea ta de Dumnezeu. apoi prietene de familie. Deci, ce alegi? Și ca să știm ce să alegem, cel mai potrivit exemplu pe care îl găsesc în lecția aceasta în Scriptură este Psalmul 101. Psalmul 101. Ia uitați ce alege uh, David pentru familia lui. Umblare în neprihănire. versetul 2, deci din Psalmul 101. Inima curată în mijlocul casei, versetul 2, partea finală. Să se ferească de ochiul rău, versetul 3, partea 1. Alege în familie să urască purtarea păcătoșilor, versetul 3, partea finală. Apoi, oamenii stricați spune: Nu mă vor influența, versetul 4, partea 1. Pe cel ce clevetește în ascuns îl voi nimici, versetul 5a. Nu trebuie să-l nimicești pe cel ce clevetește, numai să nu mai ai părtășie cu el, Se spui, în casa mea nu vii cu clevetire. Dacă vrei să ne mai vizitezi și altă dată la o cafea, te primești și a doua oară, dar nu vii cu clevetire. Vino cu un cuvânt de îmbărbătare. Vino cu un cuvânt de îmbărbătare. Învață lecția. Învață lecția. Că de nu, se deschide pământul într-o zi și mă înghite, te înghite. Asta este lecția din istorie. Nu vreau să cunosc pe cel rău, versetul 4, partea finală. Nu mă apropiu de cei trufași, versetul 5, partea finală. Mă împretenesc cu credincioșii, versetul 6. Înșelătorii nu au loc în familia mea, versetul 7. Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea, spune David. Nu faci business cu oameni din ăștia. Mincinoșii nu au loc în anturajul meu. Versetul 7, partea finală. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. Deci, ai grijă cu cine te asociezi, pentru că aceasta a pățit-o și Israel și a învățat să murmure, a învățat să nu creadă în Domnul, a învățat să-și aducă mânia lui Dumnezeu peste el. Pentru că nu numai cei necredincioși au pierit în pustie, a pierit și din Israel generația de la 20 la 50 de ani în cei 40 de ani. Sfinții din țară, prietenii de familie și apoi pe cine să căutăm, pe cine să alegi, pe cei ce iubesc cuvântul Domnului. Psalmul 119, versetul 63 și versetul 163. Spune acolo cuvântul Domnului, atât de frumos, aș vrea să citesc pentru noi toți. Sunt prieteni cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale nu trebuie să fie pretenia mea și pretenia ta. Să te, bucur, să te, bucur, când cineva te invită la studiu biblic sau când te invită, hai să citim un cuvânt, hai să citim o devoțiune, hai să învățăm ceva. Psalmul 119 cu versetul 163 Urăsc și nu pot suferi minciuna, dar iubesc legea ta. Deci prima lecție este Israel în pustie. Și în această lecție vedem că Domnul vorbește așa de bine bisericii, pentru că a scos din Egipt pe Israel, dar l-a scos fără lege, l-a scos prin har, prin sânge, prin botez ca biserică. Dar împreună cu Israel a venit o adunătură de oameni, la care i-s au trezit poftele după castraveții din Egipt și după usturoi, și au început să spună mană proastă. Și evreii s-au contaminat foarte repede. Și au zis: Au dreptate. Și de aceea și-au adus judecata lui Dumnezeu peste ei. Deci, cu cine ne asociem și ce trebuie să căutăm? În al doilea rând, a doua lecție: îngerii care au căzut. Versetul 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuință. Este un verset atât de profund încât va trebui să mai avem o lecție specială, așa cum am promis pentru joia viitoare, pentru data viitoare. Frați și surori, doamnelor și domnilor, când Lucifer și a treia parte din îngeri au căzut și lucrul acesta s-a întâmplat înainte de crearea omului, Apocalips 12, cu versetul 4 și în continuare versetele 7 la 13. Chiar dacă Apostolul Ioan prezintă, am văzut un balaur care trăgea cu coda lui a treia parte din stelele cerului, este vorba de îngeri acolo, îngerii căzuți. Ceea ce a văzut uh, Apostolul Ioan este o, 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 o lecție din trecut, din istorie, dintr-o istorie foarte îndepărtată. Uh, Bineînțeles, după creerea cerului și a pământului s-a întâmplat aceasta, această istorie, pentru că vom vedea în lecția următoare unde a locuit Lucifer în, înainte de cădere. El a locuit în două locuri distincte. Biblia vorbește așa de clar și când a căzut și a reușit să mintă o treime din îngeri, nu știm ce înseamnă trăime, dar probabil că vorbim de ordinul miliardelor, cred că vorbim de ordinul miliardelor, poate dacă nu mai mult. Dumnezeu a alungat pe Lucifer, care a devenit acum satana, împotrivitorul, l-a alungat pe Lucifer și cu îngerii lui, spune Sfânta Scriptură, în văzduh. Dar aș vrea să înțelegem ce înseamnă văzduh. Lucrul acesta îl găsim în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 12, când spune, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, la urmă spune, ci împotriva duhurilor rele care bântuie, care umblă, unde? În locurile cerești. În greacă spune în văzduh, în aer. Dar știți care este semnificația aceasta? Este galaxia noastră. Deci locul de activitate al satanei și a îngerilor căzuți este galaxia, calea, la, calea lacteie. Aici operează ei, de acolo până jos. Dar spațiul acesta este un spațiu care le-a fost rezervat lor de Dumnezeu în prima pedeapsă. Când diavolul și cu îngerii lui au căzut de lângă tronul lui Dumnezeu, Probabil după ceea ce a văzut în cer, la Dumnezeu, diavolul s-a organizat în patru domenii distincte. Patru domenii distincte. Și aș vrea să le notăm. Le găsim în Efeseni 6 cu 12. Primul domeniu este principalități. Principalități. Să citim ce spune Pavel în Efeseni, dar dacă vă uitați în traducerea nouă, Cornilescu veți găsi și în cea englezească, așa cum vă spun eu căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, traduce Cornilescu clasic, dar Cornilescu revizuit, 2001 spune, împotriva principalităților. Termenul grecesc este arhei, arhei, c h e -i. arhei. Ce însemnează aceasta? Principalități, frați și surori, doamnelor și domnilor, însemnează un grup de îngeri răi, foarte puternici, foarte puternici, a căror scop fundamental este să controleze guvernele lumii. Ați auzit bine? Controlează guvernele lumii. Arhon, în limba greacă, înseamnă cel ce conduce. Text biblic, Daniel 10 cu 13. Ezechiel 28 cu 2. Apocalips 9 11. Deci când diavolul s-a organizat în principalități, pe cei mai puternici îngeri care au avut funcții în cer și au crezut minciuna lui Satan, i-a organizat să fie în spatele influențării popoarelor. Deci controlează guvernele. Doi. Împotriva domniilor, traduce Cornilescu clasic, în greacă și în cu nou este puteri, puteri. Și termenul grecesc acolo este exousia, de unde avem putere. Exousia, chiar este folosit termenul acesta, exousias pneumaticos, care însemnează putere spirituală. Exousias înseamnă domnii sau puteri. Care este rolul acestei organizații demonice? Rolul lor este să adune informații despre tine și despre mine, să ne pârască la diavolul care ne părăște la rândul lui la Dumnezeu, și după ce adună informații despre tine și despre mine, despre biserică, despre casa ta, alcătuiesc planuri destructive împotriva noastră. Deci, de aceea sunt puteri. Au planuri destructive împotriva noastră. Apoi, categoria a treia. Sunt stăpânitorii Întunericului sau conducătorii Întunericului. Termenul grec este cosmocrator. Cosmocrator. Conducătorii Întunericului, frașesrori, domnilor și domnilor, se referă la demoni specializați în a inventa religii. Deci aceștia... Vin să sucească adevărul lui Dumnezeu și să creeze o noțiune falsă de Dumnezeu. Budismul este rezultatul lor, islamismul, zoroastrismul, confucianismul, orice idolatrie este invenția lor. Asta este specialitatea acestor stăpânitori a întunericului. Vor să țină lumea în întuneric în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Și apoi este clasa a patra, care este cea mai mare. Duhurile răutății, spune. Pneumatica, pneumatica tesponerias, este în limba greacă, pneumatica tesponerias. Duhuri rele care locuiesc în locuri cerești, deci care stăpânesc galaxia noastră și au activitatea asupra Pământului. Activitatea lor este să posede oamenii să controleze oamenii și să influențeze în rău oamenii. Deci, specialitatea acestora este să posede, de aceea când auziți că este demonizat, este posedat de diavolul, aceștia sunt, să controleze o influență demonică, să influențeze în rău texte biblice, Isaia 59 cu 19, 1 Timotei 4 cu 1, cum spune acolo Pavel, dar Duhul ne spune lămurit că în vremurile din urmă oamenii se vor lepăta de credință și se vor alipi de învățăturile dracilor. Deci 1 Timotei 4 cu 1, 1 Timotei 6 cu 9, 2 Timotei 3 cu 1 la 9. Dar pentru că am ajuns în punctul acesta, Duhurile răutății, în Sfânta Scriptură mai sunt numiți și demoni. Și de aceea, în minutele următoare, dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre posibila origine a demonilor. Este foarte controversat acest subiect, demonii, deci ultima clasă de îngeri căzuți. Este foarte controversat. De ce? Pentru că găsim în Scriptură că una din predilecțiile demonilor este să se întrupeze să posedeze oameni. Câți oameni demonizați n-au fost și pe vremea Domnului Isus Hristos. Și având în vedere faptul că această clasă de îngeri căzuți, duhurele sau demoni sau diavoli, toate le spune, așa, caută să se întrupeze, sunt mai multe teorii cu privire la originea lor. Șapte. Am să vi le spun pe toate. Vrem să învățăm adânc cuvântul Domnului. Deci originea demonilor. Prima teorie. Că demonii sunt duhuri ale unei posibile rase preadamice care a pierit. Deci duhuri ale unei posibile rase preadamice care a pierit. Când a pierit? A pierit în versetul 2 din Geneza, capitolul 1. Pământul era pustiu și gol. Și cercetătorii Sfintelor Scripturi spun următorul lucru. Deci, eu vă spun toate teoriile, să nu aș, asta trebuie să uh, le învățați, să le știți pe toate. Cercetătorii Sfintelor Scripturi spun așa, este posibil că înainte de creerea omului pe pământ, să fi fost o altă lume pe pământ, o lume pre-adamică. De ce? Uitați să -vă, vă dau argumentele pentru care. Odată, când Dumnezeu a creat pământul, nu l-a creat pustiu și gol. L-a creat foarte frumos. Uitați-vă în Isaia, capitolul 45, cu versetul 18, când ne duce exact la creație. Căci așa vorbește Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit Pământul. Ascultați bine! L-a făcut și l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu. Nu ca să fie pustiu ci l-a făcut ca să fie locuit. Dacă nu l-a făcut pustiu, însemnează că, deci după părerea unor specialiști, că a fost locuit. Și că a fost locuit, se pare că ne-o spune Ieremia. Ia uitați ce spune în Ieremia, capitolul 4, versetele 23 la 26. Ieremia 4. Se uită prin Duhul Domnului într-o lume primordială, necunoscută de noi mă uit la pământ și iată că este pustiu și gol. Mă uit la ceruri și lumina lor a pierit. Dar când s-a întâmplat asta? Mă uit la munți și iată că sunt zguduiți. Deci înseamnă că s-a produs un cataclism imens. Am să vă spun când, dar data viitoare. Și toate dealurile se clatină. Mă uit și iată că nu este niciun om, este nicio făptură în, în, ebraică, nu om, făptură. Și toate păsările cerurilor au fugit. Mă uit și iată, Carmelul este un pustiu și toate cetățile sale sunt nimicite înaintea Domnului și înaintea mâniei lui aprinse. Deci Ieremia vorbește ca și când a fost o altă lume. Și de asemenea, în Noul Testament, Sfântul Apostol Petru, în 2 Petru, capitolul 3, versetele 5 la 7, știți foarte bine acest pasaj, dar recitesc pentru că acum suntem la studiu, am anunțit. Se zice așa apostolul Petru, căci în adins se fac bazocoritorii, se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul Domnului, prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înnecată de apă, iar cerurile și pământul de acum, deci alt cer și alt pământ, sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua judecății. Deci, după părerea unora, demonii, pentru că au această predilecție să se întrupeze, ar fi duhuri ale unei lumi preadamice și caută Loc unde să se întrupeze după ce au fost nimiciți. A doua părere, a doua teorie este că demonii sunt ființe extraterestre, ființe extraterestre, aliens, cum spun americanii și englezi. cei care vin cu farfuriile zburătoare. Sunt sfătuitorii, consilierii celor care sunt în gruparea eretică numită New Age. Este o teorie dezvoltată de către autorul Eric von Deniken în cartea sa Chariots of God sau rămânește Car carele de foc. Uh, farfurii zburătoare și aliens pot să vă spun cu certitudine că nu sunt farfuriile zburătoare, sunt imitații demonice ca lumea să fie indusă în eroare, să aibă o preocupare pseudoștiințifică și să nu se poată ocupa de cuvântul Domnului. 3. Demonii ar putea să fie odraslele îngerilor răi care au avut intimitate cu fetele oamenilor. Deci odrasle ale îngerilor răi care au avut intimitate cu fetele oamenilor. Această teologie o găsim la sumerieni, la babilonieni, la persani, la asirieni, la greci și la romani. Ceea ce este interesant este frașesul lor, doamnelor și domnilor, să vă spun că uh, grecii au o teorie, Homer, care a trăit cu 800 de ani înainte de Hristos, Homer. El este singurul care folosește această terminologie, Tartarus, o să vă amintesc de ea un pic mai târziu, Tartarus, unde sunt ținut țângerii acestea pe care vorbim noi, legați în lanțuri, și singurul apostolul Petru folosește această expresie. Și în teologia, în, mitolo, în mitologia greacă a lui Homer, în Tartarus, în iadul acesta de desubt, sunt ținuți semizeii. Deci cei ce s-au născut din Zeus și cu fetele oamenilor. Este interesantă această, această, teorie. Dar și Scriptura vorbește despre faptul că atunci când fiii lui Dumnezeu, înțelegând prin aceasta îngerii răi, așa cum spune și Enoch, au văzut pe fetele oamenilor, s-au căsătorit cu ele și din această căsătorie s-au născut nefilimi, anachimi, ghiborimi și refaimiții. Încă o dată, nefilimi, anachimi, ghiborimii și refaimiții. Biblia vorbește despre ei, aceștia sunt urieșii, despre care vorbește Scriptura. Scriptura îi numește urieși, mitologia greacă îi numește titani. Dar dacă vreți să citiți uh, Biblia în limba greacă, traducerea Vechiului Testament în limba greacă, numită Septuaginta, o am acasă, pot să vă aduc să o citiți dacă vreți, acolo când traduce urieșii erau în vremea aceea pe pământ, Geneza 6 cu 4, știți cum traduce în limba, în limba greacă? Titanii erau în vremea aceea pe pământ. Așa te duce. Titani erau. Nefilimi, Anachimii, ghiborimi, refaimiții sunt amintiți în Scriptură, în Geneza, capitolul 6, cu versetul 4, peste tot în Geneza, și de asemenea sunt amintiți în cărțile apocrife, în cartea lui Enoch, în cartea lui Baruch, în Geneza apocrifă, în autorii evrei Filo, din Alexandria și Iosifus Flavius și de asemenea în cartea lui Iașer, numită Cartea Dreptului, menționată în scriptură în Iosua 10 cu 13 și 2 Samuel 1 cu 18. Deci vorbește despre cartea lui Iașer în Iosua 10 cu 13, 2 Samuel 1 cu 18. Și atunci este această teorie că urieșii aceștia au murit la potopul lui Noe, dar duhurile lor, care sunt eterne, ar... Călătorii pe deasupra pământului, căutând în cine să se reîntrupeze. Și aceștia ar fi demoni. Asta a fost teoria numărul 3. 4. Demonii sunt duhurile oamenilor răi care au murit. Ceea ce în teologia populară românească sunt strigoii. Ați auzit de strigoii, nu? Aș. Este o teorie din mitologia greacă, de asemenea, și o, teolo o teorie foarte la modă pe care o practică Hollywoodul. Hollywoodul. Filme ca și Child's, Child's Play, Nightmare on Elm Street, că tinerile au văzut, așa, sunt filme construite pe această teorie că duhurile oamenilor răi Intră oameni pe care i fac răi ca să omoare și să facă crime. 5. Că demonii sunt îngerii căzuți, așa cum am citit aici în Iuda. Apocalips 12 cu 4. Ezechiel 28 cu 13 19 și Iuda, versetul 6, pe care îl studiem. Teoria numărul 6. Că demonii ar fi o combinație din toate teoriile, cele cinci pe care le-am amintit. Posibil. Da, cred că mai mulți sunt îngerii căzuți. Și apoi este a șaptea teorie: că demonii nu sunt nimic de ce din teoriile pe care vi le-am spus, ci o interpretare populară a, a bolilor de creier, a epilepsiei, a. a Bolilor neuro neurologice, pe care oamenii noștri le-au știut explica. O interpretare populară a erupțiilor vulcanice, a catastrofilor nucleare, catastrofelor naturale, îmi ce scuze, a eclipselor de soare și de lună și a cometelor. Însă frați și surori, doamnelor și domnilor, demonii sunt o realitate. Dacă Isus Hristos vorbește despre ei, pentru noi trebuie să fie limpede că ei există. Că sunt îngeri căzuți, că sunt rasă preadamică, că sunt duhurile urieșilor, asta contează prea puțin. Ceea ce contează este să nu avem noi de lucru cu ei și să nu le dăm loc în viața și în casa noastră. Mai departe, Iuda ne spune că acești îngeri căzuți sunt în lanțuri veșnice. De aceea, cuvântul la care vreau să mă opresc cu dumneavoastră este acesta, în lanțuri sau liberi? în lanțuri sau liberi. În Efeseni ne spune că duhurile răutății, de asemenea, puterile, domniile, stăpânirile, sunt în locurile cerești, deci în galaxie, acolo, în galaxia noastră, au, au de lucru. Dar Iuda, versetul 6 și 2 Petru 2 cu 4, ne spune că sunt în lanțuri veșnice păstrate în întuneric și locul în care sunt păstrate se numește Tartarus. Tartarus. Patru lucruri ne spune Iuda despre acești îngeri căzuți. Primul, nu și-au păstrat vrednicia, adică principalitatea. Ce însemnează aceasta? Însemnează că odată căzuți de la tronul lui Dumnezeu și fiind îngeri puternici, stăpânind principalități, deci controlând oamenii, au ieșit și din această sferă ca să intre în altă sferă, în sfera oamenilor. Doi, și-au părăsit locuința, adică au părăsit locurile cerești ca să caute să locuiască în locuri pământești. De fapt, dacă vă uitați în traducerea ebraică, traducerea ebraică-engleză, deci traducerea engleză de către societatea ebraică a Bibliei, evreii au tradus Biblia și pentru ei, nu în limba, în limba engleză. Și când au tradus... Geneza, capitolul 6 cu versetul 1, aș vrea să vă spun cum traduc, cum traduc evrei în limba engleză. Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Vă spun cum traduc, cum traduc evreii. Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu, și în paranteză pun îngerii, deci ei pun îngerii, îngerii răi, așa, au văzut că fetele oamenilor erau o extensie potrivită pentru ei să intre în lumea lor. Ați auzit? au văzut că fetele oamenilor erau o extensie, o modalitate potrivită pentru ei să intre în lumea lor, în lumea oamenilor. Cum? Pe cale genetică. Pe cale genetică. Că lucrul acesta este real, chiar dacă vă puneți întrebarea, o să vă răspund în lecția viitoare, cum se face că Domnul Iisus ne-a spus că în cer vom fi ca îngeri, nu ne însurăm, nu ne mărităm, nu ne căsătorim. Asta este în cer, nu pe pământ. Deci nu confundați cerul cu pământul. Cerul este una și pe pământ este cu totul altceva. Că îngeri aceștia răi au avut probleme imorale, sexuale, ne spune versetul 7 din Iuda. Tot așa, Sodoma și Gomora. Dar o să revin la versetul acela. Deci, și-au părăsit locuința, adică au ieșit din locurile cerești și au intrat în cele pământești, arătându-se sub formă de oameni și având relații intime cu fetele oamenilor. 3. Acești îngeri sunt păstrați în lanțuri veșnice, în întuneric. Și patru, acești îngeri așteaptă în lanțuri veșnice judecata lui Dumnezeu. Dar unde sunt păstrați? Unde sunt păstrați? Ce spune Scriptura? Frașii surori, și surori, domnilor și domnilor, Scriptura ne spune două lucruri. Unu, că îngerii răi, în marea lor majoritate, sunt liberi. Sunt în locurile cerești, în galaxie, în atmosferă. Dar parte din ei aceia care au fost cei mai răi dintre cei răi și care au vrut să pervertească rasa umană cu scop să nu se nască Isus Hristos, sămânța femeii. Cei răi dintre cei mai răi, Dumnezeu i-a pedepsit deja, i-a pus în lanțuri pentru această fără de lege. Sfânta Scriptură vorbește despre câteva locuri care există sub pământ. Deci în inima pământului, Auziți bine, în inima pământului nostru există un loc numit Sheol sau Hades. Sheol în Vechiul Testament, locuința morților, sau Hades în Noul Testament, locuința morților. Și vreau să vă spun despre toate locurile, pentru că nu există numai un loc sub pământ. Sub pământ sunt mai multe locuri. Știți de ce? Sunt mai multe locuri? Pentru că și demonii cu satana, și și oamenii necredincioși, spune Sfânta Scriptură, că nu sunt pedepsiți toți în egală măsură. Cum sunt pedepsiți? Ai cunoscut puțin, dar și n-ai împlinit, vei fi bătut cu puține lovituri. Deci este un loc unde vei fi pus. Chin veșnic, dar mai puțin ai cunoscut mult și n-ai împlinit, vei fi bătut cu multe lovituri. Sfânta Scriptură, uitați ce spune că este de desubtul nostru. Primul, Sheol sau Hades. Până la Domnul Isus Hristos a fost locul pentru sfinți, în ceea ce se numea sânul lui Avram, chiar am împărțit în două șeolul. Locul celor nedrepți și locul celor drepți. Locul celor nedrepți era numit Sheol sau locuința morților propriu zise și locul celor drepți lângă ea imediat era sânul lui Avram. Deci acolo mergeau și sfinții și nesfinții. Sfinți în sânul lui Avram, cei nesfinți în Sheol. Texte. Luca 16 cu 22 la 23. Geneza 37 cu 35. 42 cu 38. 44 cu 29. Iov 14 cu 13, Psalmul 16 cu 10, Iona 2 cu 2. Șeolul este loc pentru cei răi, pe de altă parte. Numer 16 cu 30 și 33, Iov 24 cu 19, Psalmul 9 cu 17, Ezechiel 32 cu 21. Șeol înseamnă Loc de teroare pentru cei răi, cei răi fiind necredincioși în cazul de față. Loc de teroare. Iov 24 cu 19, psalmul 9 cu 17, psalmul 49 cu 14. Șeol înseamnă un loc care întotdeauna este în jos, în adânc. Geneza 37 cu 35, 1 Samuel 2 cu 6. 1 împărați 2 cu 6, Iov 7 cu 9, Proverbe 7 cu 27, Proverbe 15 cu 24, Amos 9 cu 2. Șeol înseamnă loc al conștiinței de sine. În mișcarea adventistă spune că atunci când mor și sufletul îți dorme și nu mai ai nicio conștiință de sine. Nu asta spune Scriptura. Nici o scuză către adventism este un loc de șeol al conștiinței. Cine ajunge în șeol este perfect conștient, mai conștient decât a fost pe pământ. Isaia 14, 9 la 10. Iona 2 cu 2. Luca 16, 19 la 31. Șeolul este tot timpul sub controlul Domnului, nu sub controlul diavolului. Iov 26 cu 6. Sam 139 cu 8. Al doilea loc sub pământ, este Abadon. și deci Sfânta Scriptură vorbește despre Abadon. De șapte ori este menționat Abadon în Scriptură. Iov 26 cu 6, Iov 28 cu 22, Iov 32 cu 12, Psalmul 88 cu 11, Proverbe 15 cu 11, Proverbe 27 cu 20, Apocalips 9 cu 11 este folosit în paralel cu șeolul în Sfânta Scriptură și este un loc pentru demoni. Al treilea loc în adânc este adâncul propriu-zis sau abisul în numește Sfânta Scriptură. Abis. Luca 8 cu 31, Apocalips 9 cu 1 la 2 și cu versetul 11, Apocalips 17 cu 8. De exemplu, în Apocalips 17 cu 8 spune, fiara care se ridică din abis. De aceea, o paranteză îmi permit cu dumneavoastră astăzi să vă spun, când spune fiara care se ridică din abis, se referă la anticrist. Este o teorie potrivit căria anticrist va fi asasinat. Și când Anticrist va fi asasinat, diavolul va imita o înviere din morți, însă nu va putea să-l învieze pe Anticrist din morți. Și atunci, teoria spune, atunci diavolul satana cel mare, îl va folosi pe Iuda, Iscarioteanul, așa cum a dorit să se folosească de trupul lui Moise pentru care s-a bătut cu arhanghelul Mihail ca să-l reanimeze cumva și să înșele pe Israel, deci există această teorie că diavolul nu va putea să-l învieze pe anticrist, dar spune că Iuda, fiul pierzării, s-a dus la locul lui, dar Biblia spune că s-a dus în, în abis. Și ai, în Apocalipsa 17 cu 18, cu 8 spune, fiara care se ridică din Adânc, din abis. Deci îl va anima pe, pe Iuda, îl va face să aibă chipul lui Anticrist, și va veni în fața omenirii și va zice: Uite, am înviat din morți. Dar, în realitate, ar fi, uh, ar fi Iuda. Este o teorie și este bine să cunoaștem și lucrul acesta. Abisul este loc pentru, în special, pentru demoni. Loc special pentru demoni. Acolo va fi pus și Satana, o mie de ani. După necazul cel mare Al patrulea loc în inima pământului Este Tartarus 2 Petru 2 cu 4 Este un loc Al întunericului absolut Deci nu este lumină acolo Este un loc care e rezervat Numai pentru îngerii căzuți Dar pe de altă parte Aș vrea să vă mai spun ceva în Tartarus nu sunt numai îngerii căzuți. Este un loc în care sunt și urieșii. 1 Petru 3, 19 la 20. Petru spune, cei din vremea lui noi au fost urieși. Și am să vă mă spun ceva, pentru că am zis că vreau să vă răspund la o întrebare care pe mine m-a frământat foarte multă vreme. Și vă spun care e întrebarea. 1 Timotei 3 cu 8, vă citesc. 1 Timotei 3:8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Cum poți să fii mai rău decât un necredincios când sunt numai credincioși și necredincioși? Mai rău decât un necredincios, frașestorul, domnilor și domnilor, este să fii plasat în categoria urieșilor ființe jumătate demoni, jumătate oameni. Pentru că uitați ce spune Sfânta Scriptură în Proverbe 21 cu 16. Omul care se abate de la calea înțelepciunii, calea înțelepciunii spune ai grijă de ai tăi, se va odigni, dar în ebraică va coborâ în adunarea celor morți, dar în ebraică scrie în adunarea sau în mormântul refaimiților. Și însemnează refaimiți? Urieși. Cine se abate de la calea înțelepciunii, cine își abandonează familia, cine nu are grijă de ai lui, de cei din casa lui, e mai rău decât un necredincios, intră direct în judecata lui Dumnezeu. Nu? Vă spune Scriptura, eu vă citesc mai ce spune Scriptura. Și cum e mai rău decât un necredincios? Mai rău decât un necredincios este deja să și fi pedepsit. Și cei ce sunt deja pedepsiți sunt numai urieși la ora aceasta. Asta scrie Isaia 26 cu 14. Vă recitesc acest pasaj pe care îl cunoașteți, vi l-am citit în alte împrejurări și îl veți citi acum și îl veți înțelege mai bine. Cei ce sunt morți acum nu vor mai trăi. Dar în, în ebraică scrie refaimiții, ghiborimii care sunt morți nu vor mai trăi. Sunt niște umbre și nu se vor mai scula. Orice mort, frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să se scoale, să stea în fața judecății lui Dumnezeu. Nu mai urieși și cei ce își părăsesc familia. Aviz, pentru că sunt și înregistrați și pe video tuturor celor ce își bat joc de propria lor familie. Urieșii și cei ce își bat joc de familie și îngerii răi au un loc în întunericul absolut, în Tartarus. Pentru că tot trebuie să înveze și ei nu vor mai învea niciodată. Sunt niște umbre, nu se vor mai scula. Că știu, i-ai pedepsit, i-ai nimicit, le-ai șters pomenirea. Dumnezeu s-a și judecat cu aceștia. E din cuvântul Domnului, nu? Deci în Tartarus este loc pentru ungerii căzuți, pentru urieși și pentru cei ce își abandonează familia. Apoi, Biblia ne spune că de deasupra este iadul. Este loc pentru oamenii nemântuiți. Deci o altă dimensiune a pedepsei divine. Este un loc al separării de Dumnezeu și este un loc unde deja se suferă înainte să ajungem în fața judecății mari a lui Dumnezeu. Apoi, al șaselea este Gena. Doi împărați 23 cu 10, doi cronici 28 cu 3, Matei 5 cu 22, Marcu 9 cu 43, Luca 12 cu 5, Iacob 3 cu 6. Gena este un alt compartiment în locuința morților și pentru îngerii căzuți și pentru necredincioși. Nu trebuie este confundată cu iadul. Și apoi ultima este iazul de foc și de puceasă, Este similar cu Gena, este locul pentru pedeapsă eternă. Și Tartarus, și toate celelalte vor fi luate la urmă, de aia zice, moartea și locuința morților au fost aruncate în lacul de foc și de pucioasă. Când Domnul va face judecata finală, va lua aceste compartimente și le va pune pe toate în lacul de foc și de pucioasă. Acolo este pedeapsa eternă. Trebuie să învățăm de la aceasta. Și a treia acum, păcatul Sodome și Gomorii. Vesetul 7, deci a treia istorie este păcatul Sodome și Gomorii. Vom vorbi în detaliu peste două săptămâni, dar acum primele introducere pe care ne face Iuda. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile de prin prejurul lor, care se dedusă recașiere la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă suferim pe unui foc veșnic. Frași și surori, doamnelor și domnilor, pentru cei dintre dumneavoastră care aveți poate o altă opinie, opinia vă este respectată, dar Opinia dumneavoastră, ca așa mea, trebuie să fie confruntată cu Sfintele Scripturi. Aceia care sunteți neconfortabil ca să acceptați că îngerii au avut relații intime cu fetele oamenilor. Uitați, aici este cuvântul, aici este textul. Nu fiți atenți acum. Tot așa. Tot așa, ca cine. Ca cine. Ca versetul de dinainte. Versetul de dinainte, cine au fost? îngerii căzuți. Este o expresie, tot așa, dar este o expresie, o, o, construcție gramaticală care automat te obligă să faci referință la ce ai spus înainte. Dacă înainte lucru despre care ai spus au fost îngerii căzuți, ținuți în lanțuri veșnice, la ei trebuie să faci referință. Nu poți să faci referință în altă parte. Deci spune, ceea ce spune de este așa, citiți în engleză, în like manner, în aceeași procedură. Sodoma și Gomorra, care procedură? A îngerilor căzuți, înseamnă că procedura îngerilor căzuți a fost sex ilicit. A fost problemă imorală, sexuală. Păcatul Sodome este unul sexual, ca și al îngerilor. Păcatul îngerilor căzuți a fost unul sexual este un păcat nenatural. Ceea ce traduce, ceea ce traduce Cornilescu și zice, au poftit după trupul altuia, în greacă spune, au poftit carne străină. Adică ei s-au arătat că sunt carne, dar nu erau carne și le-a trebuit carne străină. Este exact cu, similar cu ceea ce vorbesc foarte deschis, dar în același timp gingar, ca să pot să mă apropiu de cugetul fiecăruia, când un bărbat Poftește al bărbat, este carne străină, este nenatural să ai astfel de pofte. Când o femeie poftește altă femeie, este nenatural să ai astfel de pofte. Este... Și atunci, homosexualismul și lesbianismul este un păcat înaintea Domnului, Geneza 13 cu 13. Este un păcat al destrăbălării, 2 Petru 2, 7 la 8. Este un păcat al nelegiuirii, pentru că se calcă legea Domnului, 2 Petru 2 cu 8 este un păcat al apostaziei din zilele din urmă. Romani 1, 24 la 28. Matei 24, zilele din urmă, ca zilele lui Noe și zilele lui Lot. Degeaba președintele Obama să bate în piept că el dă libertate și executive order ca homosexuale să fie uh, oameni privilegiați în America. Nimeni nu are treabă cu oamenii, cu păcatul lor. Homosexualismul este un păcat al unei minți blestemate, ca urmare a întoarcerii spatelor lui Dumnezeu. Roman 1 cu 24 și la versetul uh, și 28, uh, Duhul Domnului vorbește prin Apostolul Pavel cu aceste cuvinte și folosește expresia. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor așa că znecinstesc necinstesc singur trupurile. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Păcatul Sodomei și al gomorii, pe lângă homosexualism și lesbianism este de asemenea descris de Ezechiel 16,49 la 50, Ezechiel 16, la 50, fiind un păcat în îngânfare, folosirea în rău a prosperității, nepăsare, ignorarea nevoiașului, am să vă citesc și am să îmi permit să fac un scurt comentariu în această privință când Ezechiel vorbește, ci iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma, era îngânfată, trăia în belșug, și într-o liniște nepăsătoare, ia și fiicele ei și nu sprijinea mâna celui nenorocit și lipsit. Toți homosexuale, Versace, Elton John, uh, uh, mai recent al s-a pus în fața televizorului Anderson Cooper de la CNN și încă se laudă. Uh toți aceștia fac donații imense, de milioane, dar nu la săraci. Îi dau la gâște, îi dau la căței, îi dau la purcei și la tot felul de societăți care au milă de muște și de șoare, și nu mai de oameni au milă. Așa. Nu sprijineau mâna celui nenorocit și celui lipsit. Ele s-au semețit și au făcut urăciuni blestemate înaintea mea. De aceea le-am și nimicit când am văzut lucrul acesta. Bine? Biblia ne spune să învățăm. Să învățăm. Încă un lucru și cu aceasta închei. Când este vorba de cel rău, vreau să mă încadrez într-o oră. Când este vorba de cel rău, uh, Biblia mai spune ceva despre îngerii răi, despre urieși, despre îngerii căzuți. Și aș vrea să, 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 să notați locul acesta. Sunt ținuți închiși, dar locurile în care sunt ținut închiși, probabil majoritatea acestor locuri în adânc sunt sub ape, sub ape mari. Și că noi suntem vecini cu, cu ei pe aici, așa. La Marea Moartă este o poartă de intrare în, în, în această, în această zonă lor. Pentru că, uitați ce spune Iov 26,5 26 cu 5, că la vederea lui Dumnezeu tremură umbrele sub ape. În ebraică scrie, la vederea lui Dumnezeu tremură urieșii ținuți sub ape. Apocalips 9 cu 14 la 17, el a dezlegat pe cei patru îngeri care stăteau legați unde? La râul Eufrat și împreună cu ei peste 200 de milioane de demoni au fost dezlegați. Cred că face sens acum când Domnul Iisus Hristos spune când un duh rău părăsește un om, caută locuri fără apă. Să te de apă, e nespălat cel rău, de-aia e spurcat. Ci caută locuri fără apă. Nu-i place cu asta, teme de apă. Așa. Um, și apoi își găsește prieteni și se întoarce înapoi dacă inima omul este pregătită pentru el. În concluzie, sunt trei lecții în fața noastră, din istorie. Israel în pustie, versetul 5, Îngerii căzuți, versetul 6, Sodoma și Gomora, versetul 7. Iuda spune, Lexile acestea sunt scrise odată pentru totdeauna, să vă stea pildă și voi să învățați. Întrebarea este: ce învățăm? Ce alegem? Ne știm păzii de cel rău? Ne știm păzii de păcat? Ne că, aprofundând cuvântul Domnului, ne vom păzi mai mult decât ne-am păzit până acum. Pentru că, cunoscând mai mult, vom ști să ne apărăm mai mult pentru că vom cunoaște toate tacticile celui rău. De fapt, cu ajutorul Domnului, în lecțiunea următoare, joia viitoare, dacă vă fi cu voia Domnului, voi prezenta Satan și Îngerii Căzuți, vom vedea cum au căzut, ce spune Biblia și de ce au căzut și cum lucrează și cum Dumnezeu a făcut ca Satan să se prindă în propria ei capcană. El a întins lui Adam o capcană și diavolul a căzut exact în capcana care a întins-o lui Adam și de aceea soarta lui este pecetuită. Până atunci să ne rugăm Domnului să, să ne îndrăgostim mai mult de cuvântul Domnului, să învățăm din istorie, să nu se repete istoria și cu noi ca și cu Israel, asocierea noastră, prietenia noastră să fie cu Domnul și cu cei ce iubesc pe Domnul și cuvântul Lui și nu cu cei ce îi întorc spatele. Amin?